Diminețile cu noi înseamnă informații utile care oferă un plus valoare pentru ca începutul de zi să fie unul cât mai bun. În continuare discutăm cu un tânăr medic stomatolog generalist de la care vom încerca să aflăm cât mai multe despre sănătatea dinților. Alături de mine în această dimineață este Ecaterina Burlui. Bună dimineața, Ecaterina! Bună dimineața, bine v-am găsit! Și îți mulțumim pentru că ai găsit timp pentru a veni în această dimineață în emisiune. O să te întreb mai întâi cum ai ales acest domeniu și de ce anume stomatologie și dacă nu ți-a fost teamă la început că urmează atâția ani de studiu. Deși ar suna puțin clișeic, cumva aveam această înclinație de când eram mai micuță, să zic așa, abia prin liceu, când am mai crescut eu, mi-am dat seama că aș putea să îmbin acea parte artistică a mea cu partea de medicină stomatologică, adică a rezolva problemele dentare a oamenilor. Eu fiind foarte răbdătoare și plăcându-mi să fac chestii din alea minuțioase și drăguțe și totodată să obții ca răsplată zâmbetul oamenilor. Dar cineva din familia ta la fel a făcut stomatologie sau ai rămas tu unica atrasă de... Nu, sunt unica, dar am avut foarte susținerea frumos părinților, deși eu credeam că o să merg pe partea de medicină generală. Cumva într-o discuție cu tata s-a mers așa mai mult spre partea asta. Aveam noi o glumiță între noi că oamenii au o singură inimă, doi plămâni, un singur ficat, dar au 32 de dinți, știți? Și atunci, avem... nu o să te plictisești niciodată. Da. Este unde să evoluăm și este da, mereu de bineînțeles, lucru. Bineînțeles, da. Tu ai menționat mai devreme cuvântul artistică. Ce ai vrut să spui? Te simți o fire creativă? Da, mă simt și sunt fire creativă, pentru că mai am și partea aceea de desen, de lectură, de scris, de a crea ceva, chiar și chestii de a croșeta, adică am așa partea aia mai... Artistic și stomatologie cumva sunt niște domenii în extreme. Deși pare, ar părea din exterior, dar odată ce intri în chestia asta, nu este doar medicina, nu este neapărat stomatologia. Nu este doar partea aia de fizică și științe exacte. Așa. Acolo merge vorba și de a crea o chestie estetică, o chestie frumoasă, o chestie care să ajute oamenii și să-ți ofere și ție plăcere. Da, pentru că o dantură bine îngrijită practic schimbă total fizionomia omului. Da, bineînțeles. Cumva noi, având dinții îngrijiți, albi, drepți, putem să arătăm mult mai luminoși și mai expresiv decât atunci când avem, de exemplu, dinții nu chiar... Da, cu anumite probleme, da. Așa este. Și este primul aspect pe care îl vezi la un om. E cartea lui de vizită. Deci în primele secunde de discuție cu un om, te uiți la dinții lui, fără să vrei. Da, așa este. Ce înseamnă o dantură sănătoasă și cât de importantă este adresarea la timp la un medic stomatolog? O dantură sănătoasă pentru mine cel puțin înseamnă o dantură cu un aspect frumos, plăcut, cu niște dinți sănătoși, gingii sănătoase și tot complexul de dantură sau aspectul facial cu tot cu dinții împreună. Dar ce părere ai tu despre dinții exagerate albi și falși, care arată fals? Nu poate avea omul natural astfel de dinți. Da, s-a exagerat în ultima vreme, într-adevăr, mass media asta care a explodat cu dinții albi. Promovează prea mult, nu? Exact, exact. Fațetele dentare care sunt extraordinar de albe și vin pacienți și acum avem pacienți, doamnă, fă-mi albire, uite, vreau poza asta, vreau să arăt exact așa ca Cutărescu, care nu știu ce, sau vreau, fă-mi ce vrei tu, pilește-mi dinții, adică practic ei doresc să
să le schimbe aspectul pentru o chestie nenaturală. Nu pot să zic că susțin acest lucru. Și de unde pornește tendința asta? De ce oamenii își doresc să aibă pe față ceva ce n-ar putea să existe? Teoretic. Da, probabil din dorința aceasta de perfecțiune. Uh-huh. Pentru că în ultima vreme și chestia cu aparatul dentar. Vin persoane care nu au neapărat nevoie de aparat dentar, că au văzut ei un dințișor, nu știu ce, dar vreau aparat și vreau după aia să-mi faci albire. Dar perfecțiunea nu înseamnă un dinte alb nenatural. Albirea dinților, bine că ai menționat, cât de nocivă este pentru noi? Depinde despre ce tip de albire și cu ce substanță se face albirea, dacă se face la domiciliu sau în cabinetul unui medic stomatolog, în cantități mici, pentru că avem, acum sunt foarte multe produse pe piață, benzile dentare, gelurile, gutierele dentare, până la lampă și așa, albirele cu laser. Dacă se folosește, se face, să zicem, o albire și medicul stomatolog ghidează din punct de vedere profesional și adaptează în funcție de necesitatea pacientului, ea poate fi și este bună, adică este spre ajutorul pacientului, dar deseori se exagerează și atunci, într-adevăr, aceasta devine nocivă, pentru că acea substanță intră în acei tubuli dentinari, îi deschid la nivel microscopic vorbind, da? Și atunci apare acea sensibilitate dentară și deseori mai vin pacienți după albiri care nu mai pot nici măcar aerul rece să-l respire. Atât de sensibil, da. Și atunci, dacă noi vrem dinții foarte albi și vrem să-i albim, s-ar putea să îi afectăm foarte mult. Pentru că tu spuneai că este în funcție și de cantitatea de substanță. Pentru că sunt persoane care își comandă ei la domiciliu tot felul de chestii și își fac ei acasă și atunci, fără un control la unui medic stomatolog, bineînțeles că putem ajunge la rezultate total. Și după aceste albiri de acasă, cu substanțe nu neapărat bune, dubioase, exagerată, da, cu cantitate exagerată, ce se întâmplă cu dinții în viitor? Ei se strică, se demineralizează, ce se întâmplă cu ei? Da, apar, pe lângă faptul că pot apărea demineralizările și așa mai departe, sensibilitățile acestea dentare practic nu dau voie omului să se alimenteze corespunzător, să mai bea lichide mai puțin reci sau mai fierbinți și așa mai departe. Și care e soluția în momentul în care tu ai ajuns într-un punct în care dinții tăi au devenit foarte sensibili? Ce poți să faci în cazul acesta? În acest caz, de obicei, vin persoanele noi în cabinet și stabilim un plan de tratament. Îi oferim noi de acum anumite paste dentare de desensibilizare dentară, după care avem și soluții pe care le punem noi în cabinet, geluri de desensibilizare, adică care cumva vin în întâmpinarea problemei și încercăm să minimalizăm acest efect cât de cât posibil. Ce recomanzi pentru îngrijirea danturii? Deci niște lucruri pe care noi trebuie să le facem în fiecare zi. Ce recomandă un stomatolog? În fiecare zi, în primul rând, trebuie să ne spălăm pe dinți. Așa. De cel puțin 2 ori pe zi. Ce înseamnă spălatul pe dinți? Pentru că eu mai văd la cabinet, da, mă spăl, bineînțeles că mă spăl, cât să miroase amentă în gură, după aia pacientul consideră că ia el să spăla și e bine, mulțumesc. Nu, cel puțin 2 minute la fiecare spălat, vedem cu ce pastă ne spălăm, cu ce periuță, dacă ni se potrivește, să nu aibă prea moi periuțe din alea care nu ne ajută să îndepărtăm toată placa bacteriană, neapărat seara, înainte de culcare, spălatul pe dinți. Majoritatea persoanelor se spală dimineața înainte să plece la serviciu sau la școală și așa mai departe. Seara cu vedere. Da, bineînțeles. Cum alegem corect pasta de dinți? Cum o alegem? La ce ingrediente, uite, fiecare din noi când își cumpără un produs, este normal să se uite pe etichetă ce ingrediente conține. Ce n-ar trebui să conțină o pastă de dinți?
De obicei, pastele din de pe piață, ele sunt verificate, adică nu cred că conțin substanțe care nu ar trebui să apară acolo. De obicei, noi ne uităm la cantitatea de flor, pentru că pasta dinți conține flor și oamenii au ideea aceasta de intoxicare cu flor, dar nu, este o cantitate total controlată și binevenită, pentru că florul ajută la mineralizarea dinților și așa mai departe. De obicei, pastele de dinți nu e o mare diferență, în afară de pastele, pentru că avem paste de dinți medicinală și cele cosmetice. Cele cosmetice, cele pe care le folosim noi zi de zi, și medicinale mă refer la cele care ne pot ajuta cu o anumită problemă dentară, parodontală, cum am vorbit și despre sensibilitatea mai devreme. Sunt anumite paste de dinți care au substanțe în plus față de cele cosmetice. Dacă nu avem probleme, nu ne deranjează nimic, cât de des trebuie să venim la stomatolog? Și, în general, ar trebui să venim sau putem să evităm? Să venim numai când avem probleme? Din punctul meu de vedere, vizita la stomatolog este primordială, pentru că medicul stomatolog este cel care poate ghida și ajuta pacientul de a înțelege ce problemă are sau dacă are o problemă, cum ar putea să o rezolve. De asemenea, o prevenție dentară, ca să ajungem să prevenim ceva decât să tratăm. Da. Și de asemenea, vis-a-vis de această igienă dentară, eu recomand o vizită la 3-6 luni în funcție de nevoile pacientului, să nu neglijăm acest periaj profesional de tartrajul cu ultrasunete, pentru că nu se compară cu cel realizat acasă. Mai avem acum airflow-ul. Și de acum medicul stomatolog ghidează pacientul. Te ai nevoie de această apă dentară după periaj. Uite, așa, poți să-ți faci un flossing acasă cu ață dentară. Sau eventual, având în vedere că tu ai venit la acea vizită pentru un periaj profesional, ar putea să vadă ce probleme ai. Și ar putea să... Poate sunt anumite probleme pe care tu n-ai cum să le vezi. Și un specialist atunci te... De multe ori se întâmplă că vii la o igienizare și îți spune medicul stomatolog, uite că tu ai o carie care se pare că poate să atingă nervul, de exemplu, da? Da. Nu știu dacă am zis corect, dar de exemplu, așa este, da. Sau uite, ai ceva care ar trebui să fie tratat, sau uite, ți-a crescut dintele de minte, tu nu știai că el există. Da, așa este, pentru că deși pare că am evoluat, totuși vin pacienții la stomatolog când nu mai pot de durere. Nu știu, vin cu tot felul de infecții, inflamații sau cu un dinte care nu mai poate fi tratat. Și atunci este păcat, duce la pierderea dinților și după aia se duce estetică, masticație, funcții. Deci vizita la stomatolog nu trebuie să o amânăm și nu avem nici de ce să ne temem, mai ales dacă venim la un periaj profesional. Că nu este unul dureros, știe toată lumea. Bun, poate uneori este și o sensibilitate în timpul procedurii, nu? Da, poate exista. Dar poate exista, dar nu e ceva insuportabil. Nu. Și ați spus de frică. Da. Da, este o problemă des întâlnită. Și la maturi și la copii? Și la maturi în special. Pentru că noi venim cumva și generațiile din urmă care au prins această anxietate sau experiențe neplăcute la medici somatologi și atunci nu se mai prezintă din aceste motive sau alte motive. Ești de părerea că vizitele la stomatolog țin inclusiv de educația pe care tu ai primit-o în familie? Dacă părinții ți-au creat acest obicei să mergeți măcar o dată în 6 luni la un medic stomatolog, respectiv copilul crește și el simte nevoie să facă asta. Da? Dar dacă nici măcar părinții au lăsat așa, când doar au probleme și au inflamații și nu mai pot gândi de durere, doar atunci să se ducă, s-ar putea să se întâmple și cu copilul acest lucru. Da, bineînțeles că sunt de acord. Pentru că aici intră mai mulți factori. Această educație care vine din familie, educație socială, nivelul acela de cultură generală și așa mai departe. Bineînțeles că are un rol foarte important. Spune-mi, te rog, există anumite alimente pe care n-ar trebui să le mâncăm pentru că acestea cumva ne afectează dantura?
Da, un rol foarte important am trecut eu peste este un regim alimentar corespunzător, pentru că noi mâncăm cu dinții, tot ce mâncăm noi ajunge în gură prima dată și atunci carbohidrații sau zahărul în sine este nociv pentru dinți, mai ales în cantități mari sau când mâncăm și nu ne mai spălăm după. Înțeles, se adună acolo și bacteriile au un mediu favorabil de a se dezvolta odată cu zahărul. Este un lucru bine știut. De asemenea, aceste gustări printre mese, între prânz, oamenii de obicei nu au cu ei la muncă o periuță sau apă de gură în care să o ia, să mai clătească după. Într-adevăr, așa este. Nu e prea răspândit. Da. Și recomand asemenea alimentație, o să introduceți în alimentație cât mai multe fructe. Fructe, în special cele dure, cum ar fi chiar și acel măr. Da, este destul de... Vis-a-vis de citrice, citricele conțin sunt acide și atunci nu se recomandă spălatul pe dinți imediat după consumarea fructelor, cel puțin o oră, două, pentru că favorizează cumva demineralizarea smalțului. Deci mâncăm citrice, așteptăm măcar una, două ore, după care ne spălăm pe dinți. Da, așa este. Ecaterina, îți mulțumesc pentru prezența ta la noi în emisiune. Cu siguranță ai spus multe lucruri pe care telespectatorii noștri le vor lua în considerare și cred că de azi înainte vor încerca să schimbe ceva. Da? Îți mulțumesc pentru că ai venit. Și eu vă mulțumesc mult. Cu mare drag. Alături de mine a fost Ecaterina Burlui, iar noi continuăm cu un grupaj informativ.